s-a încheiat Cool Polyfest, un festival de explorare a oportunităților educaționale. Prima ediție a festivalului Cool Polyfest, desfășurată la Centrul Universitar Pitești Politehnica București, a fost un succes remarcabil, reunind peste 1500 de studenți și elevi dornici să-și descopere pasiunile și să-și exploreze viitoarele trasee educaționale. Cu standuri interactive și o varietate de evenimente speciale, festivalul a fost un prilej unic pentru tinerii participanți de a se conecta la viața studențească și de a-și alege un program de studiu potrivit. Indiferent cum am spune, în secolul în care trăim avem nevoie de arte, avem nevoie de istorie, avem nevoie de limbi străine, avem nevoie de muzică, avem nevoie de tot ceea ce înseamnă cultură. Facultatea și-a propus la această primă ediție să strângă alături elevi din, nu doar din județul Argeș, ci și din județele limitrofe. Am reușit să organizăm transportul gratis pentru peste 600 de elevi veniți din Dâmbovița, din Olt, din Telorman, din Vâlcea, chiar și din orașele județului Argeș. De asemenea, am organizat excursii de studii în, la Cozia, la Muzeul Național Golej, la Muzeul Brătianu, dar și la alte obiective culturale din județ. Timp de 3 zile, Cool Polyfest a oferit un program variat și captivant, incluzând ateliere interactive, dezbateri provocatoare și expoziții interesante. Participanții au avut ocazia să se implice activ în numeroase activități educative și culturale, inspirându-i să exploreze domeniile umaniste oferite de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Artă. Printre momentele deosebite ale festivalului s-au numărat atelierele de pictură murală și de șevalet organizate de programul de studii Artă Sacră, care au permis elevilor să-și exprime creativitatea sub îndrumarea profesorilor și studenților talentați. De asemenea, holul decanatului a găzduit un concert de excepție susținut de profesori și studenți. Studenții de la actorie au impresionat publicul cu spectacolul de teatru Trei surori, după Anton Pavlovici Cehov, demonstrându-și maestria artistică și pasiunea pentru dramaturgie. Acest spectacol este o bucurie și pentru noi și o emoție pentru noi, studenții și profesorii acestei secții, pentru că este primul spectacol de licență pe care absolvenții noștri vor susține la Pitești, în urma faptului că în vara anului trecut secția a primit acreditare. Așadar, de aici încolo, suntem bine crescuți și pe picioarele noastre. Dați-mi voie să mă prezint. Vercini! Sunt nespus de bucuros să mă aflu în sfârșit la dumneavoastră. Dar ce v-ați mai schimbat? Vai! Suntem foarte bucuroase! Nici nu vă închipuiți cât sunt eu de fericit să mă aflu în sfârșit aici. Îmi amintesc de trei surori, erați trei fetițe. La față nu mi-aduc prea bine aminte fiecare cum erați. Tot ce știu este că pe vremea aceea, colonelul Prozorov avea trei fetițe pe care le-am cunoscut. Cum trece vremea! În curtea exterioară a campusului, studenții și profesorii de la istorie au organizat ateliere de reconstituire istorică. Ce i-au atras cel mai mult pe elevi? Și acum și cu alte ocazii, pe unde am mai fost noi prin țară, armele și veșmintele sunt principalele atracții, să spunem, pentru publicul larg, mai cu seamă pentru tineri. Este foarte important să încerci o reconstituire istorică a unei epoci, având și veșminte de epocă sau chiar arme de epocă.
sunt foarte atrași de aceste costume. Au trăit experiența epocii dacilor și romanilor, au explorat perioada fanariotă și au intrat în atmosfera primului război mondial. Pentru Facultatea Națională Politehnică, Centrul Universitar Pitești, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, de 3 ori, ură! 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 Toate aceste activități au fost posibile datorită implicării a zeci de studenți voluntari din cadrul Centrului Universitar Pitești Politehnica București, care au contribuit la organizarea și desfășurarea evenimentului. Cool Polyfest a adus un plus de energie și creativitate vieții academice, oferind participanților șansa de a se implica activ în diverse domenii și de a intra în contact cu viitorul educației și al inovației.